A fost prăpăd în Târgu Jiu, după ce o furtună a pus la pământ copacii și a luat pe sus acoperișul unui bloc. Mai multe mașini au fost distruse după ce crengile și bucățile desprinse din acoperiș s-au prăbușit peste ele. Și într-o comună din Gorj, grindina a luat prin surprindere mai mulți localnici care se relaxau la piscină și s-au trezit pur și simplu cu bucăți de gheață peste ei. Ploaia cu bulgări de gheață mari cât nuci le-a pus pe fugă mai mulți tineri care căutau soarele la piscină în Arcan Gorj. Câțiva dintre ei au fost surprinși de grindină la mese, așa că au abandonat preparatele comandate și au căutat adăpost. Tot în Gorj, la Târgu Jiu, o furtună violentă a smuls din rădăcini mai mulți copaci și a doborât peste mașini. Șoferii păgubiți s-au bucurat că nu a fost mai rău și că arborii nu au surprins pe nimeni în cădere. Le lasă, nu le taie la timp, le lasă să îmbătrânească, să putrezească și normal, dacă era un copil. Ce costă reparațiile la mașină? Păi cum peste 500 de euro. Cine le va suporta? Cine să le suporte? Vigelia a luat pe sus și acoperișul unui bloc și l-a aruncat într-o parcare. Dintr-o dată a venit furtuna așa și ne-a luat acoperișul cu totul de aici. Sunt pagube destul de mari, toate mașinile din zona variate. În timp ce oamenii își evaluau pagubele, autoritățile reparau ce se mai putea. Am intervenit în mai multe locuri în municipiul Târgu Jiu pentru degajarea copacilor căzuți pe autoturisme. Nu avem pagube umane, nu avem răniți. Ăsta e lucru foarte bun, decât pagube materiale ușoare. Din cauza furtunii, nici canalizarea n-a mai făcut față și mai multe străzi au fost inundate.